odihnit. Vei, spiritușule, ce s-a întâmplat aici la noi în platou? Era să dorm. Dar uite copiii ce cuminți sunt! Aaa, da, pentru că ai făcut o magie și s-au odihnit și suntem pregătiți pentru distracție. Suntem? Da, distracția asta oare a câtea probă să fie oare? Ce urmează după ia doi? Ia uite steluțele acolo, câte sunt? Ce urmează după uite, doi? Una-i pe capul lui Mister Nicu. Unu, doi, trei. Trebuie deci... să acoperim și capul lui Goofy, ia uite, vezi? Sunt acoperite acolo pe tăbliță. Haide, hai. Goofy, să-ți acoperim căpușorul. Vin, Goofy. Salut! Ne vedem iarăși și ia fiți atenți voi la Goofy, că a trecut pe la mine moșul. Păi, Goofy deja? A fost moș Nicolae. Spirituș, păi, asta înseamnă că pe la tine n-a trecut. Nu știu de ce, dar la mine a trecut. Dar două cutii mi-a așa mari. Mi-a adus niște cadouri, dar... m-am jucat cu ele, m-am bucurat de ele și mi-au rămas ambalajele. Cred că ai primit mașinuțe, după cum arată. M-am gândit, nu-ți spun că o să-ți dorești și tu atât de mult încât moșul nu știu dacă mai are. O să vorbească cu Moș Crăciun. M-am gândit până vine Moș Crăciun să ne bucurăm noi de cutiile pe care mi le-a lăsat mie Moș Nicolae și să ne jucăm cu ele. Și ca să nu se întâmple vreun accident cu aceste cutii și să le stricăm, vreau exact ca și la globuri să facem formula magică, să vedeți voi ce minunate wow, cutii o să avem, încât o să ne distrăm cu ele, mânuțele în față și să auzim spiriduși, să înceapă proba 3, suntem pregătiți ca să primim fiecare câte o cutie. Zână, te rog să iei o cutie, spiridușule și tu o cutie. E, Goofy. E ușoară că e goală, Zână, nu mai este nimic în ea. Nu mai este nimic în ea. O deschidem. O deschidem. Facem noi o magie și folosim atât partea mare cât și capacul de la cutie. Și ce vom avea de făcut? Goofy vrea să vă arate cum ne putem distra cu o cutie de cadouri pășind în ea. Ne-am bucurat de cadou, acum ce să facem cu cutia interesantă, frumos colorată și uite, pe cine să invităm noi prima dată? Pe Spiriduș! Spiriduș, hop, stai, nu ți-am pus cutia, uite, așa, bravo Spiriduș! Și încă o dată, ia uitați-vă la Spiriduș cum se descurcă, bravo! Și ieși din cutie și noi te aplaudăm, bravo Spiriduș! Și cadoul care a ieșit din cutie. A fost simplu. Este spiritul. Zână, cred că și pentru tine este la fel de simplu, așa-i? Păi să fiu și eu cadou, nu? Haide, Zână, stai, mă stai. Te ajută spiritușul. Nu, sus, Zână, că ne distrăm. Păi vreau cu... să fiu cadou. Nu, ne distrăm cu acea cutie și pășim în ea. Hai să te vedem ca o balerină. Sus piciorul. Bravo, și a ieșit din cutie. Bravo! Aplauze și pentru Zână. Și acum urmează rândul vostru, Zâna și Spiridușu, o să vă ajute. Spiridușu vine aici unde este Goofy și Goofy vă dă startul și vreau să văd cine reușește să facă cei patru pași cel mai rapid. Echipa Zânei sau echipa Spiridușului? Haide, uite, aici cine? Pe un băiețel de lângă mine, ești Iulian, pregătit? Ești pregătit? Hai. Stai și stai, aici, stai. Voinicule, în afară. Pe locuri, fiți gata, câte patru pași, Zână și Spiriduș, start! Haide, Iulian, haide, pășește, bravo, haide, sus piciorul, pășește în față, bravo, haide, și încă unul, sus, pășește, și a ieșit al Zânei, repede, concurentul Zânei, repede, și următorul se pregătește, cutiile să fie gata, sus, Ili, ești pregătit, prietene, hai, start, sus piciorul, viteză, haide, și al patrulea pas, a venit și a ieșit din cutia de cadou. Bravo, repede, haide următorul. Fetițele, haide și de aici. Haide, uite, iepurașul tău, să vezi cum țopăie acum. Și de pe buzic afară, uite, dacă are cizmulițe cu inimioare, cum merge. Nu-i nimic, cutiile sunt protejate, nu o să se rupă. Bravo, repede, că mai este un copil în echipa Zânei și unul la Spiriduș. Hai să vedem, repede. Spiridușule, ce faci? Haide, Zână, și-au ieșit.
Felicitări, bravo, dragilor! Ați văzut cum se poate folosi o cutie de cadouri. Nici nu te-ai gândit, Zână, nu știu ce ai făcut tu cu cadourile pe care le-ai primit, dar... Au fost în plăsuțe? Da! Ai văzut? Cu plăsuțele ne-am jucat acolo la globuri. Deci putem face ceva cu ambalajele pe care le primim la cadouri. Așa că punem aici cutii. Spiriduș, nu duci nimic acasă. Sunt cutiile mele. Nu, că Spiridușul vrea să facă o magie să se umple. Sigur, îți dai seama. Ce să umpli? Cutiile? Da, eu spun numai așa. Spiriduș, Ghiduș, să se umple cutiile cu cadouri acuși. Hai să vedem. Hai să vedem. Nu, că o să mi le iei. Bine, Spiriduș, dacă nu vrei să le împarți cu noi, eu zic să punem toți câte o mânuță pe cutie. Mânuța pe cutie, repede, repede, și echipa Zânei și echipa Spiridușului. Și vreau să vă aud! Hip, 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 ura! Hip, hip, ura! Hip, hip, ura! Felicitări! Cu Lara vor pune steluța cu numărul 3 acolo. O căutăm repede sub tăbliță și o punem peste afiș. Pe nasul lui Goofy acolo. Pe nasul lui Goofy. Așa. Pe nasul lui Goofy, că am spus că trebuie acoperit. Am acoperit nasul lui Goofy. Și-a mai rămas un nas liber. Da, a mai rămas un colț din nasul tău. A rămas un colț din nasul meu și pentru colțul acela vom pregăti cea de-a patra probă, copii. Da, noi suntem pregătiți. Mi-a rămas și mie unul, Ți-a rămas o cutie? Da, acum chiar, pa, mă duc acum cu ea. Uite, cealaltă a rămas la voi, dar aceea este goală, a mea are ceva în ea și... Pa, Gufa, mulțumim! N-a avea nici a mea, că Spiridușul nu ne-a păcălit, că n-avea bagheta magică la el, de asta nu a reușit. Pop, a căzut un om de zăpadă. Și uite cum fuge cadou și a fugit și Gufi. Pa, copii! Pa, pa! Și noi ne pregătim pentru proba numărul 3. 4. 4. Spiridușule, cum stai cu pregătirile tale pentru călătorie? Că noi te-am cam reținut cu jocuri, cu dans, cu cântece. O, sunt bine, uite, am pregătit și fluturaș pe care vom da drum peste tot în oraș. Cu invitația la Crăciun în jurul lumii. Se zboară pe la toți copiilași, nu? Da. Și nu-i problemă, nu-i așa că te-am reținut. Pregătirile nu sunt întârziate și putem să începem călătoria, nu? Da, da. Pe data de 17 decembrie, la ora 6, vom porni în călătorie. Vom porni în călătorie, dar vreau să începem cu ceva la noi aici acasă. Spiridușele, cu ceva frumos să ne pregătim, totuși să avem căsuțele noastre pregătite de Crăciun. Și primul lucru pe care îl facem cu toții de Crăciun este să ne împodobim. Ce împodobim noi de Crăciun? Radu! Uitați, am cumpărat un brăduț neîmpodobit. Și unul pentru Zână și unul pentru Spiriduș. Și atunci, datoria noastră de astăzi este să-l... Împodobim frumos, ca să nu plecăm de acasă și să-l lăsăm așa neîmpodobit. Dar așa să nu uităm de formula noastră magică. Pentru că, copii, magică, am ajuns la proba 4, deci trebuie să punem mânuțele în față, așa deasupra bradului. Mai cântăm frumos la pian și spunem așa: Spiriduș, Ghiduș, să înceapă proba 4 acuș. Ei, acuși, Zână, vei vedea bradul ce frumos se va împodobi. Da, cu atâtea mânuțe dibace la fiecare măsuță. Copilaș, fiecare să pună ornamentele unde dorește pe bradul nostru, da? Desfacem lipiciul. Și Zâna și Spiridușul vă ajută, da, copii? Și folosim lipiciul corespunzător. Spor la treabă! Thank you.
bebelușule, noi vă prezentăm brădulețul nostru. Și noi vă prezentăm brădulețul nostru. Vai, ce frumos e, colorat și plin, plin de podoabe. Așa arată ca și cel de acasă, nu? Așa e, copii. Când facem acasă brădulețul și îl împodobim, este plin. Trebuie să fie ceva și nu orice. Și podoabe colorate, cum sunt acestea. Ce ați lipit? Ia, vreau să văd. Ce ați lipit? Clopoței. Ce-am mai lipit, copii? Ce-am mai lipit? Ce sunt astea? Globuri. Fundițe. Și steluțe. Super! Și pentru că ați fost așa de harnici, Zâna și Spiridușul vă recompensează cu o surpriză dulce, surpriză dulce și una și de amintire. O diplomă de participare de la Spiriduș Ghiduș, da, pentru fiecare copilaș. Și, așa, stai, te rog, pe scăunel. Și clătitoria Clatos ne-a pregătit o surpriză delicioasă. Ia uitați, copii. Ia uitați cum arată platoul nostru. Ne pregătim să mâncăm, da? Dar nu înainte să ne bucurăm de 4 probe câștigate. Hai să ne bucurăm. Cu toții, hip hip, mânuțele în față. Hip hip hip, ura! Hip hip ura! Hip hip ura! Hip hip ura! Și va pune steluța cu numărul 4, Sofia, cu Iulian. Iulian? Sofia! Sofia cu Iulian. Pune steluța cu numărul 4. Haide, voi doi, haide și ne întoarcem împreună și o să mâncăm aici toți la mijloc, bine? Acolo merge și pune steluța cu numărul 4. Te vă așteaptă steluța. Hai, Sofia, ajută-l pe Iulian. Acolo jos e steluța și o puneți unde puteți, unde apucați, pe afișul nostru cu spectacolul. Și nu uitați, nu uitați, copii, că e acoperit acum, nu-i problemă, dar noi vă amintim. Spectacolul se desfășoară la Casa de Cultură pe data de 17 decembrie. Acolo o veți întâlni pe Zâna și Spiriduș de la emisiunea pe care o îndrăgiți, pe Mini și pe Goofy și pe Mister Nicu. Și copilași, până mâncăm neclătitele, Spiridușul vă arată cum a confecționat el un glob de Crăciun special. Am regăsit la atelierul Spiridușului, Zâna. Ești pregătită? Da. Astăzi v-am pregătit și ție, Zâna, și celor de acasă, două metode de a împodobi bradul. Adică, o metodă, o bilă de polistiren, cum să o împodobim frumos, să se transforme într-un glob frumos. Și a doua metodă, cum să confecționăm din orice fel de fire, ațe, sfor, ce avem pe acasă, globuri. Cu care începem, Zâna? Ce interesant, e gol înăuntru? Da, da, e gol. Se vede? E foarte interesant. Poți să încep să-ți explic? Da. Secretul? Umflăm un balon. Cât de tare vrem, cât de mare vrem să fie globul. Ok, Zâna, după aceea luăm un fir de care dorim noi. Facem aici o învârtitură și începem să învârtim în jurul, Zâna, îți dau voie, în jurul globului, în toate direcțiile. Așa-i? Între timp, Spiridușul pregătește soluția în care vom introduce globul, adică aracet cu apă. Amestecăm aracetul fără cu magie, apă. Fără magie, Spiridușule. Putem și magie, Zâna, pentru că nouă ne place, putem să zicem, dragă aracet, să te amesteci cu apa, perfect! Și va ieși o soluție de aracet, aracetoză, se zice. Ok. Când Zâna va termina de înfășurat, care e secretul? Da, și din toate direcțiile. Din toate direcțiile. Da? Băgăm simplu globul cu firele în soluție. Ok, Zâna, zicem că este gata. Crezi că este? Vai, ce rapidă ești! Băi, mă grăbesc ca să nu se răcească soluția, să nu știu ce se întâmplă cu ea. Nu se răcește, ea e pregătită, nu se dezintegrează, nu nimic. Stop, Zâna, okay. Că ești prea hărnicuță. Tot aici în jurul. Să tai cu farfecă. Taie. Așa. Și
Spirituș ghiduș, băgăm globul în aracet și îl învârtim roată-roată în toate direcțiile, până se îmbibă foarte bine. Parcă faci ceva de mâncare acolo, Spirituș. În aracet. Ok, ca să nu ne murdărim, Zâne, eu ți-am adus un glob, adică un balon, învârtit într-o sfoară, în sfoară. Mie-mi plac sforile care imită lucrurile naturale. Și ție am să-ți dau onoarea. Se ține cam o jumătate de zi. Dar dacă punem la uscat, pe un păhărel, un păhărel la uscat pe calorifer foarte repede. Și? Deci, aceste fire s-au uscat deja. Da. Uite, cioc-cioc sunt tari. Și după ce spargem balonul, ce mai interesant balonul. Lucru din... Ai onoarea. 1, 2, 3. Slab, Zână. Mai bagă. Mai subțire. Mai bagă. 1, 2, 3. Săracu. Da, acum împingem, ajutăm. Bine, Zână, uite, ajutăm și noi. Prin găurele să se desinfle balonul. Și să-l scoatem apoi afară, nu? Sigur. Trebuie să-l scoatem afară, bineînțeles. Dar el nu se lipește de ață, oare? Se lipește, dar le ajutăm, știi? Uh-huh. Și atunci se deslipește prin împingere. Și scoatem afară. Hai să tăiem din el, zic eu. Nu? Uite, și Zâna vine cu idei foarte, foarte bune. Mulțumesc, Zâna. Unde-ți doi întotdeauna? Puterea minților. Și a rămas globul. Wow, foarte și frumos. Și Zâna, putem să aruncăm praf sclipitor pe el? Te-ai gândit și tu? Da. Sau spray. Sau spray. Auriu. Mm-hmm. Sau argintiu. Cu spray, auriu sau argintiu sau orice culoare. Și când împodobim bradul, putem să băgăm o luminiță în glob. Și știi ce frumos arată? Deci, acesta este un model de glob, de împodobit. Aici avem și cred că ar fi frumos din firul ăsta argintiu. Dacă m-aș asorta. Da, Zână, pe data viitoare facem un glob argintiu. Ok, iar acum... Spiridușule, metea trochia. Ce ai făcut? Ce aici? Metea rochia. O, Zână, a rămas un pic, așa. Unde? Nu ți-am tăiat, ți-a rămas. Rămas din rochița mea? Uite, și din rochița mea a rămas o bucată de material. Și uite, și de aici ți-a rămas și o bucată de material. Și din căciula moșului a rămas o bucată de material. Și folosește tot ce rămâne, că asta am vrut să subliniez. Absolut. Da. Toate fâșiile din material, toate ațele la Spiriduș se adună într-o cutie magică, toate și la un moment dat... În cufărul fermecat și la un moment dat își găsesc ele trebuințarea, bineînțeles, așa, cu ideile Spiridușului. Astăzi, cu materialele din cufărul fermecat, vom împodobi un glob. Cu ajutorul pixului fermecat... Facem mijlocul. Da, să-mi fie mai ușor. Pun un deget sus și un deget jos, pentru că de aici până acolo trebuie să ajung cu o linie. Ca să împart încă o dată. Așa. Și s-a format o bucățică în formă de portocală de ceva. Da. Ok. Și încă aici, de sus. Până jos. Acum putem să împărțim globul în câte părți vrem. Ideea este că pe liniile pe care le trasăm vom tăia cu cutterul. Vom tăia? Da. Linii. Asta deja sună interesant. Abia aștept să văd ce formă să aibă globul. Okay. Deci pe liniile care am tăiat, tăiem cu cutterul, facem un pic de gropițe, știi? Zâna. Așa. De sus până jos. Una, două. Exact ca și cum am curățat o portocală. Corect. Așa, de ce avem nevoie de gropițele astea? Pentru că... Dar nu se întâmplă nimic cu globul. Cu materialul. Ăsta e materialul tău? Da, sigur. Din rochița ta? Din rochița mea. Așa. În formă de... Îl tai un pic mai subțire, că... E mai mic? E mai mică coaja de portocală acolo.
vom împodobi globul. Și cum? Stai să mă uit, unde am făcut gropița? Am uitat. Ok, mai fac încă o gropiță. Vai, dar oricum toate liniile trebuie tăiate cu cutterul. Ca să iau cutterul mai mare. Vezi ce bine stai? Tot felul de... de unelte. Unelte în atelier. Noroc că la tine, la castel, zână, găsesc tot timpul tot ce am nevoie. Asta e foarte important. Acum, aici am tăiat, am făcut gropițele, pun materialul și cu spatele, cu spatele cutterului, bag materialul în gropițe. Aha, înțelegi? Înțelegi tu? Zână, uite așa. Și... și rămâne, nu? Și rămâne acolo, rămâne acolo frumos. Și punem peste tot și revenim. Bine? Ne întoarcem cu globul gata făcut. Am fost hărnicuțe, sper să vă placă, sper să... Mai recunoașteți? Este globul din polistiren alb, nu-l mai recunoașteți. Este și sunt colorat. Sigură că toți aveți acasă materiale care de obicei le aruncați, nu aruncați nimica, refolosiți și fiți creativi, ca și spiritul și zâna. Și zâna este foarte creativă. Îți place? Foarte mult! Nu mă mai supăr că mi-ai folosit rămășițele din rochiță. E normal să le folosești ca să creezi ceva decât să le arunci? Noi nu ne rămâne decât să împodobim bradul nostru de aici, de la castel, cu creațiile noastre. Dar îl vom împodobi nu oriunde. Spiritușul îl vom împodobi acolo pe scenă. Abia aștept! 17 decembrie vă invităm pe toți să veniți să vedeți bradul nostru de Crăciun și un spectacol de neuitat. Bradul va fi mare, mare, spectacolul de neuitat, fermecător, minunat și vă așteptăm pe voi să nu uitați copiii pe data de 17 decembrie la Casa de Cultură la ora 6, Spiriduș, Chituș și Zâna cea bună și cu prietenii. Da, ora 18. Bine? Vă invit într-o călătorie magică în jurul lumii, să fiți alături de noi cu Fi, Lulu și Mister Micu. Așa că pusici și vă așteptăm! Ce ne veți cânta astăzi? Patinele. Mergi cu patinele? Da. Wow, abia aștept să văd. Eu vă voi cânta azi Moșul a întârziat. Jingle Bell. Ok, și în engleză e ok. Eu o să cânt Fulgi de Nea. Da? Eu o să cânt Ține Baba, Iarna Sfat. Ce nu știam ce vrea baba să țină. Și pentru că dorințele spiritului se îndeplinesc destul de des, se pare că și de data aceasta, Zână, știi că mi-am dorit foarte tare să aud copilașii de la rubrica Talente cântând în românește. În românește, da. Și așa că... te-a auzit Moș Nicolae și uite auzim. Că te-a îndeplinit surpriza. Noi vă ținem pumnii, uite, înmânez microfonul și... noi pasta. Restul îi ținem pumnii. Haideți, copii!
One horse open sleigh, all the big we go, laughing all the way. Bells on Bob the swing, make his spirit bright. What fun it is to ride and see a sleigh so tonight. Oh, jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride a one horse open sleigh. Dashing through the snow in a one horse open sleigh, all the big we go, laughing all the way. Bells on Bob the swing, make his spirit bright. What fun it is to ride next in a sleigh so tonight. Oh, jingle bell, jingle bell, jingle all the way. What fun it is to ride in a one horse open sleigh. Dashing through the snow in a one horse open sleigh, all the big we go, laughing all the way. Bells on Bob the swing, make his spirit bright. What fun it is to ride dancing in a sleigh so tonight. Oh, jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one horse open sleigh.
tuturor copilor din emisiune și celor care au cântat foarte frumos, cei atâși amintitei, foarte talentați. Și cu ocazia acestei emisiuni, Spiriduș Ghiduș își ia la revedere pentru anul acesta, pentru că doar odată ne mai întâlnim și odată de neuitat va fi pentru fiecare dintre cei care vor fi prezenți acolo. Este vorba despre spectacolul nostru muzical, caritabil, de Crăciun, cu Mister Nicu, Lulu, Goofy, Zâna și, bineînțeles, Zâna și Spiridușul. Vor crea o poveste minunată pe scena, pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor la ora 18 în 17 decembrie. Cred că am spus asta de vreo 10 ore astăzi, dar vrem să veniți cu toții, toți cei care ați fost prezenți aici la noi, toți cei care ne întrădeți și nu oricum, să faceți o faptă bună alături de noi. Vrem să dăruim mai departe copiilor de la Casa Speranței o amintire frumoasă de neuitat, bucurie, o bucurie și toată dragostea noastră pentru ei. Organizăm acest spectacol, vor fi și ei prezenți acolo și le vom face o surpriză mare, mare, mare de tot. Dar haideți, e secret. Și voi, dar e secret. Încă nu vă spunem, o să vedeți surpriza atunci când veți veni la spectacol. Vă așteptăm pe toți. Vă așteptăm cu drag. Vă pupăm. La revedere. La revedere și ne vedem pe 17.